Salut, eu sunt Paul, iar în acest video voi discuta despre cel mai bun limbaj de programare pe care să-l înveți ca începător. Am primit foarte multe întrebări legate de această temă, care este cel mai bun limbaj de programare pentru un începător, și am văzut mai multă lume care recomandă tot felul de limbaje. Unii zic că începe cu Python, că e foarte simplu, unii zic că începe cu C++, că aia faci la liceu, unii zic că începe cu HTML, dacă vrei să faci site-uri, nu o să-ți trebuiască niciodată Python sau C++. Și într-adevăr, cam toată lumea are dreptate, mai mult sau mai puțin. De exemplu, pentru cei care se focusează doar pe creat site-uri și atât și vor să înceapă cu HTML, e foarte bine chestia asta. Foarte multă lume se leagă de faptul că n-ai nevoie de algoritmică dacă creezi site-uri. Într-adevăr, n-ai nevoie de cunoștințe atât de avansate de algoritmică, dar tot trebuie să știi ce e un if, ce e un for și chestii de genul ăsta, pentru că în JavaScript trebuie să implementezi funcții, iar funcțiile pe asta se bazează. Chiar dacă vrei să te axezi mai pe partea asta de web, e foarte bine să știi și algoritmica. Și nu lucruri de genul că știi să sortezi un vector în 10 modalități diferite. Algoritmica îți dezvoltă gândirea, nu doar te învață lucruri pe de rost. Algoritmica nu e ca o poezie la română pe care o rețiți. E un concept care îți dezvoltă gândirea, precum matematica. Și știind algoritmica o să poți să implementezi diverse lucruri mult mai ușor, fără să mai stai să cauți tu pe net, să te documentezi pentru fiecare în parte. Când am început să creez Contario, care e o carte de vizită online, nu aveam deloc cunoștință pe partea de web. Știam doar să fac câteva chestii super basic în HTML pe care le cunoșteam din clasa noua de la TIC, adică nu era ceva la un nivel ridicat. Iar când am început să învăț PHP și ce am mai avut nevoie, mi-a fost destul de ușor să înțeleg ce face fiecare funcție în parte, având în vedere că eu mai lucrasem algoritmică, auzisem deja de câteva funcții și nu eram chiar total de la zero pe programare. Dacă tu consideri că vrei să faci numai frontend, numai design, doar pe partea asta să te axezi, trebuie să știi ce e o structură, trebuie să știi ce e o variabilă și tot felul de lucruri de genul ăsta care sunt foarte basic, dar poate o să mai nevoie în viitor, poate vrei să te axezi pe backend, poate vrei să faci o aplicație pentru telefon, poate vrei să faci altceva, nu să te axezi doar pe design. Și o să fie mult mai ușor dacă începi și înveți acum bazele algoritmice și apoi te apuci să implementezi ceea ce vrei. Dacă vrei să înveți algoritmică sau vrei să-ți oferi ajutorul pentru a ajuta pe alții să înveți algoritmică sau alte tehnologii, cum ar fi tehnologiile web, te invit să intri pe infonow.ro, să te înscrii acolo, iar noi te vom ajuta să îți atingi scopul. Îți vom căuta pe cineva să te ajute să înveți ceea ce vrei sau îți vom căuta pe cineva pe care să-l ajuți chiar tu să ajungă unde își dorește. Un al doilea punct de vedere pe care l-am menționat deja ar fi să încep cu Python. Foarte multă lume promovează acest limbaj pentru că este destul de ușor. Și nu-i nimic greșit. Primul meu contact cu Python a fost la facultate în semestru 1 și mi s-a părut ceva super simplu de învățat. Sintaxa lui e foarte simplă, iar cel mai mare avantaj al Python-ului este că te învață să-ți identezi codul corect, să-ți structurezi cât mai bine. Dacă în C++ puteai să scrii un program întreg pe o singură linie de cod și să-ți ruleze chestia aia, în Python nu funcționează așa ceva. În Python trebuie să ai totul cât mai bine aliniat. Trebuie să lași exact un tab la dreapta pentru a face codul să ruleze corect, pentru că altfel o să primești eroare de compilare. Deci chestia asta n-ar merge, dar dacă ai lăsa un tab la dreapta, o să funcționeze. Un alt avantaj pe care îl prezintă Python și poate reprezenta un dezavantaj pentru celelalte limbaje de programare pe care ar trebui să le înveți, este faptul că el nu prezintă limite de memorie. Poți să pui într-o variabilă orice număr cât vrei tu de mare. Ideea e să te ducă calculatorul dacă vrei să faci ceva calcule mai complexe. Și de ce chestia asta poate reprezenta un dezavantaj? În practică, întotdeauna o să ai o limită. Nu o să poți să folosești tot serverul, nu o să poți să folosești toată puterea CPU-ului. O să trebuiască să fii limitat de ceva. În Python poți să pui într-o variabilă ce fel de dată vrei tu. Litere, numere, nu contează. Iar în cazul în care o să te muți pe alt limbaj care prezintă tipuri de date, cum ar fi C-ul, o să te bulverseze chestia asta, că o să trebuiască să scrii explicit ce tip de dată o să aibă o anumită variabilă înainte să pui o valoare în ea. Deci Python e un limbaj bun pentru începător, doar că are aceste dezavantaje care s-ar putea să te deranjeze mai târziu, mai ales dacă nu ai mai avut deloc contact cu programarea. E puțin mai greu să te muți de pe un limbaj care nu are restricții spre unul care are restricții. Deci în Python e foarte ușoară sintaxa, dar chestia asta nu înseamnă că se aplică la toate limbajele. Primul limbaj de programare pe care l-am învățat eu a fost C++, iar asta abia în liceu, în clasa 9. De fapt, la liceu se fac foarte multe concepte de C, nu de C++. Cred că singurele chestii prezente din C++ în materia de liceu sunt citirile și afișările, SIN și SEOUT, iar echivalentul lor din C este SCANF și PRINTF. Materia de liceu este destul de limitată și rămâne la latitudinea profesorului dacă vrea să predea mai mult sau nu. O chestie foarte importantă din C++, care nu prea este menționată la liceu, sunt STL-urile, Standard Template Libraries. STL-urile sunt tipuri de dată predefinite care te ajută să lucrezi mult mai ușor. Câteva din STL-urile importante pe care ar trebui să le știi dacă vrei să aprofundezi mai mult în algoritmică sunt Vector, Q, Stack, Map, String și sunt mult mai multe, dar cred că le-am enumerat pe cele mai importante. Foarte multe funcții sunt comune la toate STL-urile, adică nu trebuie să înveți pentru fiecare bibliotecă în parte funcțiile pe de rost.
și nici unul le știu pe de rost, le știu pe alea super basic pe care le folosesc constant, dar dacă, nu știu, poate e o funcție mai specială, trebuie să caut pe net și asta nu reprezintă nicio problemă. Dar poate mai multe despre seteleuri o să discutăm altă dată. Având în vedere că eu am început cu C++ să învăț algoritmică, pot zice că părerea mea e destul de subiectivă, astfel consider că acest limbaj este cel mai potrivit pentru un începător. Te învață să fii atent cum și cu ce lucrezi. De exemplu, nu poți pune într-o variabilă int un șir de caractere și trebuie să fii atent să pui acolo ADE în cazul în care ai mai multe instrucțiuni într-o structură și tot felul de detalii din astea care contează în majoritatea limbajelor. Și e mult mai ușor să te muți de pe un limbaj cu mai multe restricții spre unul care are mai puține decât invers. Și mie mi-a fost puțin ciudat când am început să lucrez în Python, că am văzut că nu trebuie să pun acolo ADE, nu trebuie să pun punct și virgulă la finalul fiecărei linii și puteam să pun orice în variabile alea fără să returneze o eroare. Spune părerea ta în comentarii, tu ce limbaj ai alege, dacă deja ai început să lucrezi într-un limbaj de programare, ce te-a făcut să alegi acest limbaj și dacă ai nevoie de ajutor să înveți informatică, poți să intri pe linkul din descriere pe infonow.ro, iar noi te vom ajuta să-ți atingi scopul. Dacă vrei să mă contactezi în privat, ai linkul spre cartea mea de vizită online în descriere, iar dacă ai prieteni interesați, nu uita să le arăți și lor acest video. Îți urez mult succes!